Hai să vedem pentru ziua de luni, 9 august, care este mesajul cărților de tarot. Foarte frumos! Avem aici asul de bâte, o nouă pasiune sau un început foarte focos în viața ta. Dacă astăzi cunoști pe cineva sau dacă începi o relație cu cineva, o să fie o relație foarte pasională, cu foarte mult foc, cu foarte, foarte multă atracție fizică. Dacă te gândești deja de ceva vreme să-ți pornești o afacere, să-ți deschizi un canal de YouTube sau o pagină de Facebook, de TikTok, de Instagram, dacă ai o pasiune creativă pe care tot ai avut așa rețineri să o urmezi, acesta este mesajul că astăzi trebuie să începi să faci ceva în această direcție. Urmează-ți pasiunile, indiferent care sunt acestea, indiferent că te pasionează o persoană, un hobby, o activitate, ce te pasionează, acționează astăzi ca un magnet pentru tine și trebuie să mergi în direcția aia, să urmezi traiectoria respectivă și așa o să ai foarte mult succes, pentru că aici, cu asul de bâte, văd că o să ai energia suficientă ca să duci lucrurile la bun sfârșit, ca să obții ceea ce îți dorești. Dacă nu te-ai regăsit în niciuna dintre interpretările pe care le-am dat până acum, atunci asul de bâte te îndeamnă în această zi să dedici câteva ore cel puțin pentru un hobby, pentru o activitate care ție îți face plăcere. Orice ar fi asta, să te uiți la filme, să citești, să asculți muzică, să dansezi, să îți îngrijești florile din grădină, orice îți face ție plăcere să faci, acordă cel puțin o oră, două în această zi. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe mesaje de la cărțile de tarot, te invit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!